Primarul comunei din Drmănești, județul Argeș, a sărit la bătaie când doi membri USR s-au dus la primărie pentru validarea semnăturilor din campania fără penal în funcții publice inițiată de USR. Scos din minți de prezența celor doi membri USR, primarul s-a năpustit asupra lor cu pumnii și cu picioarele. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare chiar de către cei doi useriști agresați. Haideți să le vedem și noi. Da, acestea sunt imaginile, bătaie cu pumn și cu picioarele. Ionuț Moșteanu, vicepreședinte al USR, în legătură telefonică directă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Explicați-ne puțin ce s-a întâmplat acolo și de ce s-a ajuns în situația asta pe care o urmărim și noi, pe scurt, în imaginile surprinse. Bună ziua, în curând ajung și acolo. Am discutat mai mult cu colegii mei la telefon. Așa cum a spus și noastră, campania fără penal în funcții publice a ajuns în fază de validare a semnăturilor de către primării. Primăriile au 15 zile în care se valideze semnăturile. Noi am început să deducem dosarele către primării de ieri în județul Argeș și, în general, lucrurile au mers bine, numai că astăzi lucrurile au luat o razna, odată la Aninoasa, unde au fost date afară din primărie, colegii noștri, care trebuie să depună niște dosare. Este o etapă pur administrativă în care primările trebuie să spună da, există sau nu există oameni ăștia pe raza primăriei. Și după la Aninoasa, în foarte scurt timp, colegii au ajuns la Drmănești, unde ați văzut ce s-a întâmplat. Dar de ce era așa supărat, domnul primar? Probabil pentru că pe domnul primar îl deranjează ideea de